pentru iarna asta. Îl chem și pe colegul Septimius aici în față, ca să dăm drumul evenimentului. După cum știți, Expert Forum are deja o mică tradiție în a observa alegeri. Am observat alegeri ultimele 5-6 cicluri în România, inclusiv locale. Am observat alegeri prin țările din jur, în Republica Moldova. Colegul Septimius va fi luna viitoare la alegerile din Slovacia, observator ODIHR. Și din punctul ăsta de vedere, ca orice observare tehnic corectă, ea trebuie să sfârșească cu un raport. Raportul pe care îl prezentăm astăzi este de la alegerile prezidențiale trecute din România, însă rostul lui și rostul discuției de astăzi nu e să dezgropăm morții deja din noiembrie, ci să tragem niște lecții pentru alegerile care vin. Cum vor fi ele? Anticipate, neanticipate, locale, parlamentare, pentru că dincolo de temele mari care au fost zilele astea în atenția opiniei publice, există chestiuni de detaliu, de mecanică, care fac o grămadă de diferență în modul de organizare a alegerilor și despre alea o să vorbească colegul Septimius. În plus față de asta, Septimius? În plus față de asta, pentru că ne-a interesat totdeauna România în context regional, avem astăzi printre noi pe doamna prim-ministru Maia Sandu, a Republicii Moldova, aflată, mă rog, în vizită în România și ne bucurăm să o avem alături de noi și o invităm să ne spună câteva cuvinte, pentru că sunt câteva teme și iată și un ciclu politic. Am avut moțiune, au picat guverne, se discută peste tot mai mult sau mai puțin de alegeri anticipate pentru Parlament. În ambele țări sunt la fel de greu de făcut, deci toată această coreografie imposibilă, cumva, care vine din Constituția ambelor țări. Și pe de altă parte avem ambii problema reprezentării diaspora în Parlament, se discută în ambele țări și este definitorie pentru rezultatul alegerilor. Și avem cu toții pe agendă problema de reforma sistemului electoral, care diferă în cele două țări, dar reformarea lui se discută la fel de intens în ambele state. Vorbeam să ne spuneți câteva cuvinte despre aceste lucruri și mulțumim că ați putut fi într-o zi atât de dificilă alături de noi. Bună ziua! Mulțumesc pentru această invitație, chiar dacă a venit acum câteva ore, pot să spun. Și sperăm că vizita noastră la București, a mea și a colegului meu, nu a provocat căderea guvernului. Dar acest subiect al alegerilor și al alegerilor libere și corecte este unul extrem de important pentru noi. În 2019, în Republica Moldova, noi am avut alegeri parlamentare, despre care am vorbit foarte mult, alegeri care n-au fost nici libere și nici corecte. Am avut și alegeri locale, care au fost mult mai libere și mult mai corecte, nu au fost perfecte, pentru că avem în continuare agenți politici, actori politici, partide politice care nu declară toate resursele, care nu respectă legislația cu privire la finanțarea campaniilor, dar oricum a fost o experiență diferită, mult mai bună, aș spune eu. Și în 2020 avem alegeri prezidențiale și din perspectiva noastră sunt câteva riscuri majore. Primul risc este iarăși cel care ține de finanțarea corectă a campaniilor electorale. Avem actori politici, așa cum am zis, care nu respectă legea, care se finanțează din bani obscuri. Nu avem instituții puternice care să sancționeze acest lucru, chiar dacă în 2019 am avut primul caz când un partid politic a fost sancționat în instanță și a trebuit să întoarcă 2 milioane de lei, și vorbim de partid ușor, s-a întâmplat să fie o curte mai curajoasă, cred eu, mai independentă, care a dat această decizie, dar probabil că aceasta este singura situație în care un partid politic a fost sancționat pentru finanțarea ilegală, netransparentă a campaniei. Deci ăsta este un lucru care ne îngrijorează în raport cu alegerile din toamna acestui an. Al doilea subiect ține de accesul la media. În Republica Moldova, media este în continuare, sau mare parte din media este controlată de politicieni. Până acum, controlul era din partea lui Plahotniuc și a lui Dodon. Acum este doar Dodon, deci în mare parte media este controlată de Dodon și respectiv accesul
actorilor politici la media este, nu este echitabil. Mai avem și fenomenul fake news. Alt subiect important care, pentru care încercăm să găsim soluții este votul din Transnistria. Din câte cunoașteți, noi, actorii politici, sau cel puțin aproape toți actorii politici, nu pot să meargă să facă campanie acolo. În schimb, concetățenii noștri de pe malul stâng al Nistrului vin la vot. Și ca să vă dau un exemplu, la alegerile din februarie, alegerile parlamentare de anul trecut, au venit oameni de acolo într-un număr mare, mult mai mare decât la toate alegerile de la 91 încoace. Și eu chiar am mers la câteva secții de vot să discut cu acei oameni, i-am întrebat ce știu despre politica din Republica Moldova și ei mi-au spus că nu se interesează de politica de pe malul drept. Și atunci i-am întrebat cum au de gând să voteze dacă nu se interesează și dacă nu știu cine sunt actorii politici, partidele politice din Republica Moldova. Evident, niciunul dintre ei nu m-a recunoscut pe mine și respectiv nu știau nici de partidul pe care eu îl conduc. În special în situația în care avem la guvernare o forță politică pro-rusă, un guvern pro-rus, riscul că la aceste alegeri vor fi mobilizați contra bani, pentru că toți acești oameni, evident, sau majoritatea, au venit fiind plătiți ca să voteze pentru un anumit candidat. Aceasta este o îngrijorare mare pentru noi. Și un ultim risc sau o ultimă problemă pe care aș vrea să o menționez aici este votul din diaspora. Am văzut și la dumneavoastră o participare masivă a românilor din diaspora la ultimele alegeri și înțelegem că asta s-a datorat inclusiv pentru că au fost deschise multe secții de vot. Noi anul trecut am reușit să îmbunătățim legislația electorală, am reușit să scăpăm de sistemul electoral mix pentru parlamentare, dar decizia cu privire la deschiderea secțiilor de vot în diaspora este o decizie administrativă, ține de guvern, deci în lege nu putem să stabilim acest lucru și pentru noi este foarte important ca să se deschidă cât mai multe secții de vot ca să poată să participe cât mai multă lume din diaspora la alegeri. Vă amintesc că în 2016 și noi am avut o participare foarte înaltă, în jur de 8%, deci din tot votul a fost vot din diaspora. Și evident, noi suntem interesați ca acest vot să se întâmple, pentru că 80% la alegerile prezidențiale din 2016, 80% de votul din diaspora a fost votul pentru democrație și pentru integrare europeană. Cam astea sunt elementele pe care le văd eu în raport cu alegerile prezidențiale din Republica Moldova în 2020 și evident, sperăm să ne ajutați și dumneavoastră cu observatori, cu sugestii, așa încât să putem să avem alegeri cât mai libere și cât mai corecte. Mulțumesc mult pentru prezență și sper să rămâneți cu noi cât de mult puteți, cât vă permite agenda. Și acum cred că o să intrăm pe problemele românești, care sunt multe și mărunte. Iar mai nou e și una mai mare, de ieri încoace, nu știm cum o să fie și ce o să fie și când o să fie. Îi dau cuvântul colegului Septimius. Aveți rapoartele în față, sunt mai multe. Unul este un raportel, un policy brief din luna decembrie, dacă nu mă înșel, sau nu, l-am făcut imediat când a luat, când s-a instalat guvernul Orban și erau punctele noastre, prioritățile societății civile. Veți vedea cum se raportează realitatea de astăzi la ce am cerut noi nu mai departe decât 3 luni în urmă. Cel mare, colorat, este raportul propriu-zis de la alegerile prezidențiale, raportul tehnic de observare a alegerilor și în el, ceea ce cred că este relevant pentru momentul actual, este ce lecții învățăm din observare. Au fost multe schimbări, multe lucruri s-au îndreptat, s-au mers spre bine cu organizarea alegerilor în România. Dar sunt încă lucruri noi la care s-a adăugat stratul ăsta de incertitudine acum, pentru că sunt schimbări oprite la mijloc, date în dărăt și vom vedea când și ce și de fapt ce vom vota. Alegerile locale, cel puțin, alea sunt sigure, va trebui să le facem și acolo sunt lucruri de discutat. Bună ziua! În primul rând, mulțumesc pentru participare.
Mulțumesc tuturor instituțiilor care sunt prezente, Autoritatea Electorală Permanentă, SPS, Poșta Română, Ministerul Afacerilor Externe, dacă mi-a scăpat cineva, îmi cer scuze, Parlamentul, reprezentanța Parlamentului României. Vă mulțumim mult pentru participare și vă mulțumim pentru contribuțiile din timpul perioadei de observare a alegerilor. Comentariile noastre legate de raport vor fi tehnice. O să avem o prezentare care acoperă aspecte tehnice. O să discutăm destul de puțin de partea politică, doar în contextul campaniei electorale. Dar este un raport scris alături de colega Maria Krause de la Observatorul Electoral. Noi suntem partea coaliției Fiecare Vot, deci este raportul Fiecare Vot, nu este numai al Expert Forum. Și este un raport tehnic care acoperă, pe de-o parte, rezultatele observării în secțiile de votare, în sensul în care am avut 850 de observatori acreditați de noi și de organizațiile partenere. Și aici aveți partenerii Fiecare Vot, Geeks for Democracy, mai mic deja Expert Forum, Observatorul Electoral, Centrul pentru Resurse Civice din Constanța, Centrul pentru Studiul Democrației din Cluj, Civica din Iași, Ghepard, Pro-Democrația cu Craiova, Code for Romania, care ne ajută cu aplicația pentru observare, și Rezistența TV, care ne ajută cu transmisie online. Pe de o parte, după cum ziceam, avem datele din secțiile de votare, dar pe de altă parte am încercat să acoperim și modul de organizare a procesului electoral, adică ne-am uitat la legislație, ne-am uitat la organizarea alegerilor și la modul în care a fost organizat tot procesul electoral. Foarte pe scurt o să prezint câteva concluzii. O să încerc să fac referire și la locale și la parlamentare, pentru că cumva avem o serie de recomandări care cred că se aplică și la ceea ce se va întâmpla anul acesta și, în general, la modul în care ar trebui să se modifice legislația pe termen lung. În cele 6 zile de observare am acoperit 1500 de secții de votare din țară și din străinătate. Am avut observatori și la vot în avans. După cum ziceam, am avut întâlniri cu administrația electorală, cu instituțiile deja menționate. În ziua alegerilor am vizitat și call center organizat de STS. Am avut și propriile instrumente prin care am încercat să oferim, pe de-o parte, să strângem date, dar și să oferim asistența alegătorilor. Am avut un call center 0800 080 200, unde am avut 10 operatori juriști care au răspuns întrebărilor alegătorilor. Am avut 534 de apeluri și, într-un fel, ne bucurăm, pentru că la europarlamentare am avut 1500 într-o zi. Deci, ceea ce înseamnă că a fost mult mai puțin stres, mult mai puțină nevoie de informație. Pe pagina Vot Corect, unde încercăm să oferim răspunsuri la întrebări legate de procesul electoral, am avut vreo 223.000 de vizitatori și tot pe Vot Corect am avut și 350 de sesizări, pe care am încercat, în măsura în care erau relevante, să le dăm mai departe instituțiilor care se ocupă de problemele respective, plus că am răspuns la sute de alte întrebări ale alegătorilor. Ca o concluzie generală, credem că, uitându-ne cumva la anul electoral 2019, credem că alegerea președintelui s-a desfășurat organizat, a fost o atmosferă calmă, cu respectarea drepturilor și libertăților fundamentale. O să luăm pe rând elementele principale pe care le regăsim și în raport, făcând referire și la recomandări pe care, evident, aș vrea să le discutăm ulterior, dacă se poate. Am încercat, pe de-o parte, să ne uităm la recomandările pe care le-am făcut și la alegerile anterioare, pentru că fiecare vot observa alegerile din 2016 și atunci încercăm să avem, să urmărim un set de recomandări pentru a vedea cum evoluează ele în timp. Și
O să aveți pe site, deja avem raportul și o să avem și aceste recomandări pe care am încercat să vedem în ce măsură au fost ele, în ce măsură au evoluat, dacă s-au rezolvat, dacă mai e nevoie să lucrăm la ele. De asemenea, ne-am uitat și la o serie de recomandări ale Greco și Odir, în special la partea de finanțare a partidelor, pentru a vedea în ce, situație sunt și ce ar trebui să se mai întâmple cu ele. Legat de legislația electorală. Credem că legislația a fost adecvată pentru desfășurarea unui, unui proces democratic. Marea problemă a legislației, și nu cred că este neapărat o chestiune care a apărut la aceste alegeri, pentru că și la europarlamentare a fost același lucru, este că este foarte stufoasă. Sunt foarte multe acte normative, legislație secundară. Înțelegem nevoia de a reglementa, însă câteodată ajunge în situația în care trebuie să cauți o oră, un articol pe care îl scria într-o hotărâre. Și aici ajungem la veșnica discuție legată de codul electoral, nevoia unui cod electoral. În 2024 avem 4 alegeri, o să avem toate alegerile practic într-un singur an și cred că va fi foarte greu să ne descurcăm în 2024 cu atâtea hotărâri. Pentru că practic vor fi foarte greu de urmărit și îmi închipui ce va fi în, în capul celor care vor, vor fi în secțiile de votare, practic, în, în acea perioadă. O altă chestiune legată de pe de o parte și de legislația electorală, dar și de administrația electorală, este funcționarea Comisiei Tehnice Centrale, care, al cărui secretariat este gestionat de Ministerul Afacerilor Interne. Noi am trimis câteva comentarii legate de proiectul de hotărâre legat de funcționarea Comisiei. Ce am dorit mai mult de la această comisie este ca activitatea să fie mai transparentă, în sensul în care să fie publicate mai multe informații despre modul în care funcționează. Practic, comisia este cea care gestionează, adună toate instituțiile și gestionează modul în care se organizează alegerile. Legat de administrația electorală, considerăm că autoritățile electorale, autoritatea electorală, permanente birourile electorale, și-au îndeplinit eficient atribuțiile. A fost respectat calendarul electoral. S-au publicat hotărârile pentru implementarea unitară a legii și, în general, am primit... Noi ca organizație, cred că am scris destul de multe întrebări, sesizări. Am primit răspunsuri la toate dintre ele. Cred că o problemă care rămâne actuală și de la alegerile anterioare, de la alte alegeri, este recomandarea pe care o găsiți în toate rapoartele, este faptul că ședințele Biroului Electoral Central nu sunt publice. Noi am solicitat și o întâlnire pentru a ne întâlni cu Biroul Electoral Central și cu Biroul Electoral 48 pentru secțiile de votare din străinătate. Din păcate nu am reușit să ne întâlnim. Și credem că legislația ar trebui modificată în sensul în care ședințele Biroului Electoral la toate nivelurile să fie publice. Pe de altă parte, considerăm că informația a fost publicată în timp util, adică toate deciziile Biroului Electoral Central s-au regăsit pe site, inclusiv toate mapa cu toate sesizările. Informația a fost pe site, din acest punct de vedere nu vedem o problemă, însă ne-ar plăcea ca ședințele să poată fi publice și să se poată participa la aceste întâlniri. Pe de altă parte, legat de formarea birourilor electorale, mai aveam un comentariu, în sensul că legislația ar trebui să permită candidaților independenți să nominalizeze reprezentanți în birourile electorale. Mai ales în situația... bine, aici este o discuție poate de la alegeri la alegeri ce înseamnă exact acest lucru, dar la prezidențiale situația poate fi ceva mai simplă. Dar în acest moment, în nicio lege nu există faptul că independenții pot avea reprezentanți în birourile electorale. Legat de înregistrarea alegătorilor și listele electorale. În
2019 am avut o prevedere în Ordonanța 64, conform căreia partidele politice au putut face copii după listele electorale. Ceea ce însemna că dacă exista o justificare, conform legislației privind datele personale, trebuie să există o justificare a interesului pentru a obține acele date. Partidele politice au putut face copii sub orice formă a listelor electorale cu semnături, deci cele care au existat în secțiile de votare. Și credem că unul la mână interesul legitim nu a fost justificat suficient. Pe de altă parte, credem că membrii birourilor electorale nu au fost pregătiți suficient pentru a înțelege de fapt ce înseamnă acest efort. Noi am înaintat alături de o altă asociație care se ocupă de date personale o cerere către Avocatul Poporului, care, din ce înțelegem, a sesizat Curtea Constituțională privind acest articol. Aici mai era o problemă cu articolul respectiv. Din ce înțelegem din punct de vedere al Consiliului Legislativ, el nu făcea referire la o lege anume. Era pur și simplu în Ordonanța 64, dar nu făcea referire la o lege anume. Dar credem că, pe de o parte, este important ca partidele să aibă acces la date, la listele electorale, să poată verifica listele electorale, evident, înaintea procesului, dar modul în care s-au obținut date la alegerile prezidențiale, că pur și simplu orice reprezentant al partidului, pe baza unei cereri, putea să facă o poză după semnăturile respective, nu asigură suficiente măsuri pentru protecția datelor personale. Așa. De asemenea, în ceea ce privește înregistrarea candidaților, sunt câteva aspecte pe care le-am remarcat, atât în ceea ce privește legislația, cât și modul în care a funcționat înregistrarea candidaților. În primul rând, numărul de semnături necesar depășește 1%, care este recomandarea Comisiei de la Veneția. Avem 200.000 de semnături în acest moment, ceea ce reprezintă mai mult de 1% din listele suplimentare. În ceea ce privește procesul de validare și de validarea semnăturilor, știm cu toții deja că a existat o problemă legată de modul în care anumiți candidați și-au strâns semnăturile. În sensul în care au existat 8 candidați pentru care Biroul Electoral Central a transmis o sesizare la parchet, întrucât acele semnături nu ar fi fost conforme. Sau ar fi fost diverse probleme cu ele. Practic, din ce înțelegem, dar și din această experiență, dar și din experiența anterioare, fie au fost semnături identice, fie au fost foi pur și simplu trase la fotocopiate, aceeași foaie de mai multe ori. Noi am solicitat să ni se permită să observăm procesul de verificare a semnăturilor. Nu am putut. Nici la ora parlamentară am încercat, dar nu am putut. Deci credem că în acest moment există o problemă care este recunoscută și de Curtea Constituțională asupra modului în care se verifică aceste semnături. Nu există, practic, Biroul Electoral Central nu are suficiente mecanisme pentru a elimina acele semnături care nu... de a face o investigație pentru a elimina acele semnături care nu sunt în regulă. Astfel, recomandările noastre, toate aceste recomandări le găsiți și la sfârșitul raportului. Pe de o parte, credem că numărul de semnături ar trebui micșorat, de la 200.000. Și pe de altă parte, este necesară introducerea unui mecanism eficient care să permită verificarea semnăturilor de susținere. În ceea ce privește campania electorală, o să trecem destul de repede, pentru că pe de o parte, deși a existat dreptul la liberă exprimare și dreptul la asociere au fost respectate, în general campania a fost destul de lentă, în sensul în care nu a existat confruntări directe între candidați, cel puțin pentru turul al doilea. A existat mai degrabă conferințe de presă separate, dar ce este important din punct de vedere tehnic legat de campania electorală este, pe de o parte,
modul în care legislația permite competitorilor electorali să, să-și facă reclamă, și aici ne referim mai ales la campania stradală. În momentul în care a fost modificată legea 334 privind finanțarea partidelor, unul dintre motivele de atunci a fost că competitorii electorali abuzează de resurse sau campania stradală, realizarea materialelor pentru campania stradală poate fi o sursă de finanțare neagră, dacă pot să zic așa, cu banere făcute ilegal și așa mai departe. Și atunci, odată cu modificarea legislației, s-a ajuns la utilizarea unui singur afiș pe un panou, care credem că în acest moment nu ajută foarte mult în ceea ce privește vizibilitatea campaniei electorale. Și credem că trebuie să existe o discuție asupra modului în care pot fi folosite materiale de campanie stradală. Adică credem că trebuie extins. Acel articol ar trebui să fie mai puțin restrictiv. Pe de altă parte, avem tot felul de reclamații la birourile județene, că cineva a lipit două afișe, a pus unul peste altul, cineva și-a făcut o mașină cu un banner pe el și trebuie să-l dea jos. Adică sunt niște lucruri care, cred că, pe de parte, consumă niște energii în mod inutil, să stai să dezipești bannere de pe mașini, în campanie, în campanie electorală. De acord, trebuie să vedem în ce măsură nu ajungem, nu țărim înapoi în barca în care există riscul de finanțare ilegală. Dar, pe de altă parte, campania trebuie să fie mai vizibilă. În ceea ce privește finanțarea partidelor politice, o să sar peste cifre, nu o să povestesc foarte mult despre cifre, sunt în raport, sunt și pe site-ul autorității electorale permanente, dar o să mă refer mai ales la partea de subvenții, care poate știți, e una dintre micile noastre plăceri de în ultimul an. Să ne uităm la ce s-a întâmplat cu subvențiile. Mai mult de jumătate, pentru alegerile europarlamentare și prezidențiale din 2019, competitorii au putut folosi subvenții care sunt acordate pentru voturile obținute la locale și parlamentare, bani publici, practic, pentru finanțarea campaniei. Dar nu există niciun fel de... Nu există niciun fel de alte limite. Adică, practic, poți să-ți finanțezi toată campania din acei bani publici. Evident, există reglementările legate de cheltuieli din legea 334. Dar, pe de altă parte, reamintim că fondurile pentru subvenții s-au mărit foarte mult. În anul trecut au fost 269 de milioane, acum sunt 181 de milioane. Pe de altă parte, anul acesta au fost micșorate prin legea bugetului, nu prin legea finanțării partidelor. Una dintre dorințele noastre ar fi să se modifice prin legea finanțării partidelor, nu prin legea bugetului. Practic, asta ar fi o chestiune care se modifică de la an la an. Practic, mai mult de jumătate din finanțare s-a făcut din subvenții. Ceea ce arată că au fost competitori care nu au folosit bani privați. Pe termen lung, credem că poate avea un impact asupra modului în care partidele relaționează cu publicul, în sensul în care, în momentul în care se finanțează toată campania din bani publici, practic nu mai există niciun efort de a interacționa cu donatorii și așa mai departe. O altă chestiune la care ne referim când vorbim de finanțarea campaniei este aceea că și la europarlamentare, dar și la prezidențiale, partidele și-au început campania un pic mai devreme, în sensul în care au început să se promoveze înaintea perioadei de campanie electorală. Doar că marea diferență este că acele materiale care sunt produse înainte de începerea campaniei electorale pe o lună, nu au același statut de transparență, în sensul în care dacă în campania electorală trebuie să scrii pe material cine l-a produs, câte copii, cine l-a realizat, în perioada dinaintea campaniei nu trebuie să scrii. Și, practic, oricine poate face un afiș, un banner, practic nu știi cine a realizat acele materiale. Evident, ele se regăsesc în raportul partidului de anul viitor. Dar, pe de altă parte, credem că și aceste materiale ar trebui să aibă același statut, în sensul să se scrie pe ele cine l-a realizat, pentru a ști cine a realizat produsul respectiv. Așa, o să trec peste... Am făcut un mic tabel legat de
tipurile de cheltuieli. Ce mi s-a părut interesant că partidul a cheltuit foarte puțin bani, de exemplu, pe cercetările sociologice. Cei mai mulți au fost cheltuiți pe broșuri și pe propagandă online. Un sfert a mers pe, practic, pe Facebook, pe online. Iar 30% au mers pe materiale de propagandă tipărită. Având în vedere, mergând un pic și la anul 2020, în care avem locale și parlamentare, credem că este nevoie să regândim un pic logica subvențiilor. Pe de o parte, după cum ziceam, recomandăm amendarea articolului 18.2, care se referă la limitele subvențiilor, astfel încât să există o plafonare acelor sume. Acum suma este 0,04 din produsul intern brut, ceea ce ar însemna anul trecut limita maximă ar fi putut fi undeva la 400 de milioane de lei, ceea ce este o sumă foarte mare. Bineînțeles, prin bugetul de stat se setează limita maximă, dar teoretic putea ajunge la aproape jumătate de miliard. Pe de altă parte, având în vedere că în momentul acesta subvențiile se acordă 75% pentru voturile la parlamentare, 25% pentru voturile la locale, credem că ar trebui să existe o mișorare, o echilibrare în sensul care se acordă jumătate și jumătate. Adică, practic, partidele care au la locale voturi să aibă șanse mai mari să primească bani. Pentru că credem că logica acestor subvenții ar fi de a ajuta partidele să se dezvolte. Adică, practic, banii din subvenții nu ar trebui să fie exclusiv nu știu, pentru campania electorală sau pentru promovare sau nu știu ce, dar pur și simplu și pentru dezvoltarea organizațională. Și de altfel ne gândim că ar trebui acordate subvenții și partidelor care iau, de exemplu, de la 5 mandate în sus. Pentru că în momentul ăsta, la locale, e nevoie de 50 de mandate consilier județean. Și un partid relativ mic, mediu, nu poate să ia 50 de mandate consilier județean, să fim serioși. Bun. De asemenea, ne-am mai uitat, anul acesta am avut două întâlniri în care am încercat să vedem, să analizăm câteva dintre recomandările, am pornit de la câteva dintre recomandările Greco și ODIHR pentru a vedea unde sunt, acelea care nu au fost duse la capăt și ne-am oprit la trei. Și anume reducerea pragului pentru donații. În momentul acesta donațiile se fac prin card bancar printr-un cont bancar de la 10 donații în sus, practic la 4.000 de euro. Și noi considerăm că ar trebui să fie o limită de exemplu, 5 salarii, adică să poți face maxim până la 5 salarii o donație prin... tot ce este pe 5 salarii, peste 5 salarii să trebuie să se facă printr-un cont bancar. Creșterea sancțiunii pentru partide, și aici mă refer pe partea de finanțare a partidelor, și definirea mai clară a terților și a procedurilor de înregistrare a terților. Acum există în lege un articol care se referă la... Terții sunt, sunt și destul de greu de definit în legislația... În legislațiile altor țări există practici destul de diferite, dar ca să dau un exemplu foarte concret, exemplu, nu știu, o organizație care ar putea sprijini un candidat. Care ar trebui să înregistreze și să declare acea sumă. Există tot felul de înțelegere asupra ceea ce înseamnă terți. Asupra acestor priorități am avut discuții cu mai mulți multe părți interesate, inclusiv cu autoritatea electorală permanente. Credem că există deschidere pentru modificarea lor. În acest moment ele nu au fost modificate în lege. Legat de observarea procesului electoral. Contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția, în legislația românească observatorii pot observa doar ziua alegerilor. Deci nu există o reglementare care să permită observatorilor să observe întreg procesul electoral. Bine, nu te oprește nimeni să citești legislația și să te uiți ce se întâmplă în campania electorală, dar legal vorbind, accesul se permite doar de la ora 6 dimineața până la sfârșitul procedurilor de centralizare a rezultatelor. Am avut la aceste alegeri o situație care a fost cumva o noutate, în sensul care
o organizație care era condusă de unul dintre candidați a fost acreditată conform legii, adică asociația respectivă, conform statutului, avea voie să fie acreditată. Pe de altă parte, credem că astfel de organizații care, nu știu, ai un șef de organizație care ești candidat, există clar o problemă în ceea ce privește conflict de interese. După cum ziceam, majoritatea instituțiilor cu care am interacționat au fost foarte deschise la discuții și multe dintre recomandări și informațiile din manual sunt obținute din aceste discuții. Singura chestiune rămâne legată de biroul electoral central. Și în secțiile de votare, de data aceasta, n-am mai avut problemele pe care le aveam dățile trecute. De obicei aveam tot felul de comunicate de presă în ziua alegerilor cu observatori amenințați și așa mai departe. Anul acesta cred că am avut doar vreo două incidente în turul al doilea, care au fost minore, aș zice. Deci, credem că relația cu biroul electorale și observatorii, dintre biroul electorale și observatorii au fost mai bună la aceste alegeri. Am avut mai puține incidente. Da. Legate de campaniile de informare, credem că au fost mare parte dintre ele au fost legate de votul prin corespondență și votul din străinătate și credem că au fost făcute eforturi mari pentru a fi informați cât mai mulți alegători. Pe de altă parte, credem că se pot acorda inclusiv bugete mai mari pentru aceste campanii. Ar trebui, în contextul în care vin alegerile parlamentare, avem din nou vot în străinătate, probabil o să avem și niște reguli noi. Credem că aceste campanii trebuie să continue și să crească. Legat de ziua alegerilor, o să fiu foarte scurt. Noi am avut deja două rapoarte pe care le-am lansat după fiecare dintre zilele alegerilor, deci n-o să mai intru în toate acele datele, le găsiți și pe scaune și pe site-ul nostru, toate aceste informații sunt pe site-ul nostru. Credem că zilele alegerilor s-au desfășurat fără incidente, nu am avut probleme, votul a fost organizat bine. O să ajungem și la votul în străinătate și votul prin corespondență, dar nu am observat niciun fel de neregulă sistematică, s-au acoperit 1500 de secții. Da, incidente mici, necunoașterea legislației pe aici pe acolo, un președinte mai recalcitrant, dar nu au fost probleme, nu știu, grave sau sistematice. SIMPV a funcționat în condiții normale și o să vă arăt mai și niște cifre. Aici vedeți o evaluare a observatorilor. Avem foarte puține secții cu evaluare proastă. Este evaluarea întregului proces și autoritatea electorală permanentă a realizat un chestionar în rândul operatorilor și președinților birourilor electorale. O puteți să-l găsiți pe site, din care iese cam același lucru. Că, în general, evaluarea organizării procesului electoral a fost bună. Legat de SIMPV, am cerut câteva date de la STS pe care o să vi le prezentăm acum parțial, le găsiți mai mult în raport. Avem inclusiv o listă cu câte tablete au fost pe fiecare dintre secții, pe fiecare dintre tururi. De data aceasta nu am mai identificat probleme legate de formarea birourilor electorale, în sensul în care credem că a fost personal suficient, poate niște mici incidente, dar nimic care să afecteze funcționarea birourilor electorale. De asemenea, nici cu tabletele nu au identificat niciun fel de problemă și, pe de altă parte, nu au fost secții care să se închidă după timpul. Cred că una singură a fost, dar din alte motive. Nu au fost secții care să se închidă după ora normală de închidere. Deci nu s-a mai prelungit procesul de vot sau așa mai departe. Aici aveți niște date legate de probleme legate de SIMPV. Am vrut să vedem dacă au existat defecțiuni ale procesului sau să vedem câte, de exemplu, câte persoane au încercat să voteze de mai multe ori.
Și credem că datele arată că într-un proces electoral e normal să se mai strice o tabletă, să mai mici defecțiuni de, nu știu, de conexiune, dar credem că, în general, SIMPV-ul a funcționat bine, găsiți tabelul și în raport. De exemplu, nu au existat situații în care să fie întârzieri mai mari de 2 minute în primirea mesajelor. Numărul de notificări pentru persoane care au fost deja înscrise în SIMPV este mic, vedeți, 68 pentru primul tur, 50 pentru al doilea. De altfel, numerele ne arată că procesul a mers bine și că nu au fost probleme mari. De altfel, vedem aici o statistică privind persoanele care nu au fost scrise în listele permanente. Avem 153 de notificări pentru primul tur și 974 pentru al doilea tur. Acestor persoane cu dizabilități, credem că situația este mult mai bună decât la alegerile anterioare, la europarlamentare, din datele strânse de noi, 30% dintre secții de votare nu erau accesibile, cele vizitate, evident. Și ne bucurăm că există în lege o prevedere conform căreia alegătorii care au anumite dizabilități și, de exemplu, nu pot vota la secția de etajul 1, unde sunt arondați și sunt scări, pot vota la orice altă secție pe liste suplimentare. Credem că este o prevedere foarte, foarte bună și ar trebui replicată și la celelalte tipuri de alegeri. Și din cifrele noastre iese că mare parte dintre secțiile de votare au fost în general accesibile, dar, după cum vedeți, rămân totuși secții unde un număr important de secții în care nu alegătorii, mă, normal, n-ar fi putut să intre. Din câte știu, AEPA iniția și un recensământ a secțiilor, poate ne vorbiți un pic despre chestia asta. Legat de centralizarea rezultatelor, nu am identificat probleme semnificative legate de centralizarea rezultatelor. Credem că președinții birourilor electorale au înțeles mult mai bine procesele verbale de data aceasta. Am acumpat un pic și cu europarlamentarele, desigur, au fost mai puține proceduri, dar, în general, credem că procesul de completare a proceselor verbale a decurs mult mai bine. Două chestiuni pe care am vrea să le comentăm. Pe de o parte, a existat o decizie a Biroului Electoral Central conform căreia datele provizorii inițial nu s-ar fi publicat. Datele provizorii sunt acele date care provin din tabletă, practic primele date, în momentul în care membrii Biroului Electoral introduc cifrele pentru a verifica cheile de control, corelațiile. La europarlamentare s-au publicat în decizia, conform deciziei BEC, n-ar fi trebuit să publice, însă ele au fost publicate în cele din urmă. Practic ne arată care este care sunt primele date din secțiile de votare. Și pe de altă parte, ce am mai vrea să comentăm este faptul că au existat anumite probleme legate de aplicația de centralizare a rezultatelor, în sensul în care a fost nevoie de intervenții după ce a fost validată spre schimbare. Și a existat inclusiv o decizie a Biroului Electoral Central prin care a trebuit să fie modificat un proces verbal al Biroului 48. Ceea ce credem că este o chestiune care există riscul să nască probleme legate de integritatea procesului, credibilitatea procesului electoral mai degrabă. Anul acesta, aceste aplicații vor fi la locale, cel puțin, se vor face achiziții pentru cumpărarea lor. Dacă la europarlamentare, sau așa specifică legea în acest moment, la europarlamentare și la prezidențiale au fost realizate de STS și de Autoritatea Electorală Permanentă. Ok, putem să vorbim după aia, dacă am greșit cu ceva, putem să discutăm.
Legat de organizarea votării în străinătate, credem că s-au făcut eforturi mari pentru organizarea un număr mare de secții de votare. După cum ziceam, nu au existat probleme sistemice, ci doar mici chestiuni legate, nu știu, de exemplu, de calitatea sigiliilor utilizate, secții care nu au chiar unde trebuiau să fie, care s-au mutat, care nu au fost deschise la adresa respectivă, dar credem că eforturile în general au fost mari și numărul mare de secții de votare plus semnăturile electronice pentru listele suplimentare, întrucât în străinătate nu au mai existat pentru listele suplimentare liste, nu au mai existat liste tipărite decât în situații în care CPV-ul a funcționat, au dus la organizarea mult mai eficientă a votului. Și legat de votul prin corespondență, care este ultima chestiune, cred că dacă ne uităm organizarea votului în străinătate, cred că cele mai multe comentarii le aveam legate de votul prin corespondență. Pe de o parte, procesul a fost organizat bine, pe ansamblu. S-au înscris mult mai mulți alegători decât la alegerile parlamentare. Bine, și legea este un pic diferită. Credem că e nevoie de niște timp ca lumea să afle și să se înscrie prin corespondență. La primul tur au votat 25.000 de alegători, iar la al doilea tur 17.500. Pe de altă parte, unde am identificat noi probleme? Pe de o parte, în ceea ce privește funcționarea birourilor pentru votul prin corespondență, credem că 10.000 de plicuri pentru un birou este prea mult. Ne-am avut și întâlniri cu reprezentanții birourilor electorale din țară de aici. Am fost și la turul 1 și la turul 2. Și credem că ar trebui redus numărul de 10.000, poate la 5.000. Este foarte mult. Pornind de la scarnarea plicurilor, care înțeleg că poate să dureze un plic până la vreo 5 minute, din ce ne-au zis cei din secție. Toată procedura, nu doar scanarea. Toată procedura până este înregistrat un plic, comparativ cu nu știu, votul care durează câteva secunde în secția de votare. Apoi, în ceea ce privește plicurile sau erorile legate de gestionarea plicurilor, ne-am dat seama că cele mai frecvente au fost legate de utilizarea timbrelor de sigiliu. N-avem neapărat un număr exact, dar mulți alegători au rupt timbrul de sigiliu, fapt pentru care tot plicul putea fi anulat. Deci, poate ar fi necesară o regândire a modului în care arată acest timbru. De asemenea, din datele Poștii Române avem 1719 cazuri în care plicul nu a ajuns la destinatar. Adică, practic, plicul nu a ajuns la străinătate. Cea mai mare parte din cauza adresei incomplete sau nu a fost luat, pur și simplu. Și 6599 de plicuri au fost înregistrate în țară, au ajuns în țară după data limită, de joia, practic, dinaintea alegerilor. Din informațiile pe care le avem, mare parte din probleme sunt legate de serviciile poștale ale altor țări. E o chestie pe care ți-o spun în momentul în care ai de-a face și cu alte servicii poștale. Încă o chestiune de care ne-am lovit. Articolul 15.3 din legea 288 privind votul prin corespondență conține termenul de sigilat. La primul tur se referă la motivele pentru care poate fi anulat un plic, un vot, practic. La primul tur în țară, cele trei birouri au anulat două dintre ele câte 500 de plicuri, iar ultimul 800. Ceea ce ne arată că există o diferență destul de mare la un număr similar de plicuri. Și am încercat să vedem dacă acest termen de sigilat ar putea fi o problemă, de fapt, cum este interpretat. Din răspunsurile pe care le-am primit, este la decizia președintelui biroului electoral pentru votul prin corespondență, dar cred că nu este suficient de clar ce înseamnă de sigilat. Adică este rupt
cu totul este rupt timbru. Practic ar trebui definit cumva mai clar ce înseamnă termenul respectiv. Credem că, pe de altă parte, procesul întreg a funcționat bine și chiar dacă sunt aceste recomandări pe care le-am introdus în raport, credem că mai mulți cetățeni, în primul rând, au făcut votul prin corespondență. Au mai existat, bineînțeles, tot felul de discuții legate de unde ajung datele, că o să ajungă la ANAF și chestiuni de genul acesta, care, mă rog, țin mai degrabă de partea politică, nu neapărat de partea tehnică. Dar credem că este foarte important în contextul legilor parlamentare să campaniile de informare să continue. Bineînțeles, acum, pentru că avem și o ordonanță de urgență pe care, mă rog, nu știm exact care e varianta finală, probabil vor fi modificări legate și de parlamentare și votul prin corespondență. Dar credem că multe dintre recomandările pe care le-am introdus aici și legate de finanțarea partidelor, subvenții finanțarea partidelor, și legate de, nu știu, de observare, de înregistrare alegătorilor, se aplică și la locale și la parlamentare. Avem și o serie de hărți pe care le puteți găsi pe atlaselectoral.eu, sunt realizate de colegul Cătălin Teniță de la GIX, în care, practic, avem toate datele, nu o să vi le arăt acum, dar puteți să vă uitați, sunt toate datele legate de rezultate, votul cu urna mobilă, votul cu listă suplimentare și așa mai departe. Cam acestea sunt concluziile noastre. Aș propune, dacă sunt comentarii în sală, să le luăm și să vedem în ce măsură ducem discuția înspre locale și parlamentare. Mulțumesc! Aș vrea să completez ce le spuse de Septimius cu observațiile cuiva care de data asta a fost observator mobil la turul 1 în județul Dâmbovița, la turul 2 în județul Teleorman. S-a spus că nu au fost observate fenomene sistematice, aparte sistematice. Eu am observat câteva lucruri. De exemplu, votul cu urna mobilă. Am observat că în majoritatea secțiilor prin care am fost eu, numărul celor de urna mobilă era ceva 0 sau 1 sau 2. De ordinul ăsta. Plus că într-o comună cu aceeași formă de relief și fără spitale sau azile de bătrâne arondate, apăreau 60 de cereri de urnă mobilă. M-am uitat ce se întâmplă acolo și am văzut că au venit 60 de cereri de urnă mobilă tipărite pe niște formulare standardizate, completate de mână numai cu datele personale ale solicitantului și aduse de la biroul secției de votare de către un delegat. Am încercat să aflu al cui era delegatul respectiv, nu i s-a spus niciodată. Vreau să spun că lucrul ăsta nu l-am văzut odată, l-am văzut de mai multe ori. Am încercat să particip la procesul de votare cu urna mobilă, e numai într-un loc, că mi-a venit ideea mai târziu, nu s-a putut, pentru că mi s-a spus că nu mai am loc în secția, în mașină. Deși, cu puțină bună, era un dit aici. Cum să spun, chestia asta poate să însemne o grijă deosebită pentru asigurarea dreptului de vot al persoanelor cu mobilitate redusă. Dar pe de altă parte știm că genul ăsta, tipul ăsta de votare nu asigură secretul votului într-o măsură suficient
de mare și atunci când apar în plus și fenomene ciudate, de genul persoana care a solicitat urna mobilă, că e netransportabilă, nu e găsită acasă. Sau mai mult, vine să voteze la secția de votare. Deci s-a întâmplat, cel puțin un caz a fost instrumentalizat în județul Teleorman. A fost făcut o sesizare la poliție. Știu că s-a deschis un dosar la vremea respectivă, dar aș vrea să știu și ce s-a întâmplat cu dosarul respectiv. Deci, revin de unde am plecat. Ăsta e un fenomen sistematic. Sigur o să-mi spuneți, 20-30 de voturi nu contează. La prezidențiale nu. Dar la locale, atenție, 30 de voturi într-un om, într-o comună, pot schimba primar. Deci, cred că ar trebui să fie un subiect special de monitorizare în viitor și poate să ne gândim și la ce am putea să facem din punct de vedere al reglementării. Mulțumim. Aici am uitat să zic că avem și noi o recomandare apropo de urna mobilă. În măsura în care am avut relativ multe întrebări legate de urna mobilă la alegerile astea, poate chiar mai multe decât la alte alegeri, cred că ar fi util ca cererile de urna mobilă să poată depune și în ziua alegerilor. Adică, practic, să ai, nu știu, până la 12 sau ceva de genul acesta, sau cum mare parte din situații urna mobilă pleacă după amiază. Astfel că ar fi util ca alegătorii să poată depune și în dimineața zilei alegerilor cerere. Așa, dacă sunt... Mulțumesc. Numele meu e Alexandru Capăr. Am o singură întrebare și știu pozițiile anterioare ale EFOR, dar profit de prezența STS-ului aici și aș vrea să lansez o întrebare pentru care mine rămâne fără răspuns. De ce nu reușim să organizăm o formulă de vot electronic pentru diaspora? Avem alegerile cele mai scumpe din istorie, cred că au fost 56 de milioane de euro. Știu de eforturile făcute de minister, foarte multe secții deschise. Vreau să știu care sunt riscurile pentru această chestiune, pentru că modalitatea asta cu poșta, cu plicurile, pare așa foarte secolul XIX. Și nu știu dacă suntem în țara în care nu avem capacitățile astea. Mulțumesc! Bună ziua! Bună ziua! M-auziți? Mă numesc Remi Manda, sunt de la STS. Din punctul nostru de vedere, noi implementăm prevederile legale. Atâta timp cât prin legislație spune că trebuie să implementăm un vot electronic, colaborăm pentru implementarea acestei prevederi. Momentan, nu știu să se fie identificat de către inițiatori sau alte organisme o soluție pentru identificarea votanților, pentru securizarea liniei de comunicație între votant și servere sau ce vor fi, însă de fiecare dată când am primit solicitări pentru a susține sau pentru a verifica a venit cu soluții, am participat activ. Dacă dumneavoastră aveți vreo idee sau propunere pentru modul în care trebuie implementat din punct de vedere tehnic o astfel de soluție, e ok. Dar nu suntem reticenți, noi implementăm, conform prevederilor legale, absolut tot ceea ce este trecut în lege. Nu știu de ce STS-ul trebuie să vină acum cu o soluție. Ne vom gândi și noi. Până acum nu am identificat-o. Deci, este o idee foarte bună. De electronică sunt foarte mari. Și întrebarea mea, și ținând cont și de continuă întrebarea lui Sărbun, s-a fost dacă riscul ăsta sunt atât de mari. Pentru că știu că este cel puțin 5-6 țări la nivel european care au instrumentul de vot electronic. Aici nu aș vrea să mă pronunț eu. Din punctul nostru de vedere, suntem alături de toți cei care vin cu propuneri pentru îmbunătățire sau pentru a dezvolta acest sistem.
Și aceasta este poziția noastră. Însă, din punct de vedere al desfășurării votului în străinătate, în alte țări și sisteme, aș vrea să dau cuvântul colegului meu de la Autoritatea Electorală Permanentă. Bună ziua, sunt Vaida Jombo, vicepreședintele Autorității Electorale Permanente. Această dezbatere, revenind la votul electronic, vot electronic în ce formă, pentru că asta este iar o întrebare, e vot pe internet, e votul pe telefon, vot electronic cu cu o mașină de votat ca în America, deci există în Brazilia, există diferite tipuri de vot electronic. Există mai multe inițiative legislative care vorbesc în general despre aceste sisteme de vot electronice sau prin internet. Și aici colegul nostru de la Camera Deputaților pot să vă zic că ia activ parte la aceste comisii ca și noi. De fiecare dată răspunsul e același. Cum putem să asigurăm că votul lui Vaida Jombor nu va fi desecretizat și se poate anonimiza în așa fel încât atunci când se ajunge la Autoritatea Electorală Permanentă, în sistemul care transformă acel da sau nu, într-un vot. Într-adevăr, există o singură țară, Estonia, care a implementat acest sistem. Să nu uităm că acolo există și cartea de identitate electronică, care este o semnătură extinsă. Și probabil că dacă o să cereți de la colegi, n-aș vrea să intru foarte mult în detalii pe fiecare inițiativă legislativă, pentru că există numeroase, nu știu, cel puțin 10, știu eu, care vorbesc, ba de o semnătură electronică pe care să o trimitem cetățeanul care vrea să voteze. La ora actuală acestea sunt aproape imposibil de realizat, pentru că nu, iarăși, securizarea liniilor, în străinătate. Colegii de la STS în România pot să ne asigure securizarea liniilor de comunicații în totalitate. În străinătate ar avea o problemă pentru că există aceste legături prin diferiți operatori care sunt deschise, care nu pot fi, adică n-au atributul să securizeze acolo liniile. Deci se ridică foarte multe probleme. Aici, sau trebuie să primești ticul după ce curtea funcțională validează primul tur. Și atunci eu, ca cetățean, dacă mă întorc ca să fac sau Africa de Sud, nu mai pot să votez. Da, aici în primul rând, am cer scuze, monopolizez puțin, în primul rând mulțumesc societății civile pentru ajutorul pe care ne-a dat atunci când am implementat acel site vostru Străinătate, prin care am încercat să depunem toate eforturile pentru a face publice modalitățile de a vota în străinătate, de a se preregistra și cu toate că au fost foarte multe reticențe, apropo de a spus și domnul Turbu cu ANAF-ul, totuși societatea civilă a reușit să ducă mesajul corect mai departe, să spună că nu există acest risc și s-a și văzut. Deci avem deja 34.000 au fost 34.000 de cereri pentru a fi arondați la o secție de votare și eu cred că în viitor acesta se va mări. Pentru că odată cetățenii au văzut că nu a fost săltat de ANAF colegul vecinul care tocmai a votat prin corespondență sau a dat datele lui personale pentru a fi valorificat în sensul deschiderii unei noi secții de votare în proximitatea lui. Probabil că cetățenii se vor înregistra din ce în ce mai mult și ăsta este și apelul nostru de fiecare dată pentru a putea crește numărul sau pentru a putea crește accesibilitatea la secția de votare, trebuie să știm câți unde sunt, pentru că astfel am reușit, în baza acestor date, aproape am triplat numărul secțiilor de votare în sănătate. Deci la 300, când au fost în 2014, în plus de 300. Acum am ajuns la 800 și ceva, aproape 900. 800, da, deci asta sunt cifrele care se datorează aceste deschideri din partea cetățenilor. Și în continuare rugăm societatea civilă să ne ajute la fel de activ ca și până acum în transmiterea acestui mesaj, acolo unde noi nu ajungem și unde Ministerul Afacerilor Externe nu ajunge, cu ajutorul cărora am distribuit aproape 100.000 de flyere și încă 20.000 cu ajutorul societății civile, tocmai pentru a informa
cetățenii despre această posibilitate. Avem 1 milion. Să rotunjim cifrele. 900 și ceva. Referitor la posibilitatea votului prin corespondență și aici... Nu s-au dorit. Asta aș vrea să... Exact, domnul Pârvu a reamintit că n-a fost nicio secție care se închidă după ora 23:59. Asta înseamnă că... În Sănătate 21 și eu. Cum colegii de la STS ar putea să ne zică dacă au fost secții care au fost închise după ora 21, dar sunt foarte multe care s-au închis exact la ora 9, la cât a fost prevăzut termenul de votare, ora la care se termină votarea. Deci, dacă ar fi existat o îmbulzeală, atunci am fi știut, pentru că aveau dreptul să ceară prelungirea lui până la ora 23:59, sau dacă exista la ora 23:59 sau la 58 exista încă nu știu câți la coadă, am prevăzut, am stabilit, până la urmă am reglementat până și noțiunea de coadă. Ce se întâmplă atunci dacă sunt, nu știu, 100 de cetățeni care încă sunt la coadă, atunci se duceau un om, doi oameni din secție se duceau afară, opreau exact care este ultima persoană și până la acea persoană se vota. Deci, v-am zis, aceste beneficii pe care le-am dat, pe care le-am creat, că nu le-am creat prin prevederile legislative, au venit tocmai pentru a sprijini acei cetățeni care vor să voteze. Intenția este să se mențină acest trend, pentru că e normal, ei trebuie să ia parte activ la viața politică din România și tocmai de aceea nu vom face în continuare tot ce se poate ca acești oameni să aibă aceste drepturi. Referitor la poștă, pentru că s-a deschis această discuție cu plicurile care n-au ajuns sau n-au fost trimise în timp. Pe de o parte, serviciile poștale la nivel mondial diferă. Sunt state care nu acceptă plicuri pregătite, sunt state care le acceptă. Și vorbim de Germania, care Germania nu acceptă plicuri pregătite, din câte știu eu, sau nu știu dacă s-a mai reglementat acest lucru. Dar Germania, de exemplu, nu se poate pregăti un plic. Și atunci ar fi trebuit să-l pun pe cetățean să se ducă, să ia de la poșta germană, să ia un timbru, să-l pună. Și nu mai era liber și nu mai era gratis acest drept de a vota. Deci i-aș fi îngrădit într-un fel sau altul dreptul la vot. Dar s-au făcut și acolo eforturi cu colegii de la Poșta Română și au reușit să, nu știu cum, dar s-au reușit prin niște acorduri, prin unele acorduri internaționale, să ajungă la un compromis în care, într-adevăr, și acolo se putea folosi plicuri preplătite. Totodată, cetățenii care și-au dat seama că nu au timp efectiv să trimită plic, aceia au avut posibilitatea să-l ducă la consulat sau la reprezentanța diplomatică din țara respectivă, sau dacă nu, să se ducă să voteze. Și au fost. Au fost foarte mulți cetățeni care s-au înscris pentru voturi prin corespondență, au văzut că nu au făcut calculul, pentru că noi am dat și un disclaimer. Timpii de expediere diferă de la țară la țară. Și atunci cei care au fost mai conștiincioși și au zis s-ar putea să nu ajungă, aceia s-au prezentat direct la secția de votare și au votat pe normal, ca și cum nu s-ar fi înscris niciodată pentru a vota prin corespondență. Dar în continuare o să avem campanii de informare. Noi am făcut și un tutorial cu această modalitate de vot prin corespondență, cum se desigilează, cum se sigilează, ce trebuie să se țină. Într-adevăr, s-a încercat promovarea lui în așa fel încât toată lumea să înțeleagă care e mecanismul pentru a nu greși. Normal, toate lucrurile sunt perfectibile și legile sunt perfectibile, adică nu înseamnă că s-a creat o metodă perfectă care nu poate suferi modificări. Dar, ca după fiecare rundă de alegeri,
S-au tras, zice, concluzii, am avut niște date, am tras niște concluzii și încercăm să nu le mai repetăm acele greșeli sau să încercăm să informăm mai bine. Și aceste campanii de informare vor continua de fiecare dată. O să fim, întotdeauna o să fim iarăși în cele 15 aeroporturi internaționale, iarăși o să avem această informare și prin canale media și prin reprezentanții noștri de la MAE, prin misiune diplomatice, care au informat activ comunitățile din sănătate. Și cetățenii trebuie să știe că trebuie să se înregistreze pentru a ști și atunci noi putem să le facilităm această posibilitate de a vota cât mai comod posibil. Mulțumesc. Sunt membru în Parlamentul României și în această calitate am participat la elaborarea legislației electorale, la mai multe propuneri și pe tema votului prin corespondență și ce pot să vă spun este că este totuși un progres. Dacă vă gândiți că votul prin corespondență, așa cum a fost folosit pentru prima oară la legile din 2016, dacă nu greșesc, a fost practic din 9500 de plicuri, s-au întors undeva la vreo 4500. Acum avem, ați văzut, un progres real de vreo 20.000 și 17.000 în turul 2. Evident că se putea face mai mult, se putea face... Întotdeauna există posibilitatea de a îmbunătăți și modalitatea de informare, campaniile de informare și așa mai departe. Totodată, eu, într-o propunere legislativă mai amplă de extinderea votului prin corespondență, chiar și la nivelul alegerilor parlamentare pentru cetățenii din țară, deci nu doar la cei din străinătate, am gândit și această posibilitate să existe un fel de ghid pe care să-l pună la dispoziția AEP, astfel încât să se cunoască cam care sunt termenele pentru trimiterea din diferite țări ale lumii și diferite județe ale României, pentru că ziceam și pentru cei din țară să fie valabil, astfel încât cetățeanul să știe când își trimite votul, să fie sigur că el ajunge la destinație, să-și ia o marjă de timp. Deci lucrul ăsta cred că se poate soluționa destul de ușor pentru un fel de ghid în care să se pună în acord cu practica serviciilor poștale respective. Pentru că există o colaborare între Poșta Română și aceste state din Uniunea Europeană sau din afară. Și evident că un plic o să ajungă mai greu din Australia decât dintr-un stat al Uniunii Europene sau dintr-un stat din vecinătate. Deci asta, referitor la informare, într-adevăr, întotdeauna se poate îmbunătăți. Referitor la votul electronic, există mai multe inițiative, într-adevăr, în Parlament, dar niciuna dintre ele nu este suficient de nu merge până la capăt în ideea de a pune această problemă a securizării votului și a platformei acestei comunicări dintre votant și server, dintre votant și punctul unde ajunge votul. Deci se poate face acest lucru, deocamdată nu se poate. De ce? Pentru că nu avem nici măcar încă acea carte de identitate electronică. Avem o lege în Parlament, 575, dacă nu greșesc, care de multe vreme stă pe această temă, e blocat undeva la comisii. Trebuie făcută această chestiune legată de semnătura electronică, iar apoi trebuie să vedem dacă funcționează sistemul și cum funcționează. Pentru că, în momentul de față, riscul pentru securitatea votului este mare. Au existat mai multe state care au folosit acest tip de vot, dar au renunțat din cauza acestui risc de securitate. Estonia este o societate aparte, cu o cultură digitală foarte puternică, foarte ancorată și, cum spunea și domnul de la AEP, au această informatizare, digitalizare la nivelul tuturor serviciilor și este o țară mică, totuși. Ce mi s-a recomandat să facem, pentru că am avut discuția asta cu AEP de foarte multe ori în Parlament, să încercăm să introducem acest vot electronic, sub o formă sau alta, ca un fel de proiect pilot în cadrul unui scrutin mai restrâns, mai mic, un referendum local sau un alt fel de exercițiu electoral care să permită să tragem niște concluzii privind viabilitatea lui. Dacă vă amintiți acel episod cu soldații din Afganistan, mă rog, unde s-a încercat o formă de vot de acest tip și evident că pot fi căutate diverse soluții. Nu vă spun că sunt foarte multe proiecte pe această temă în Parlament. Important este cum reușim să le facem astfel încât în final să poate fi garantată
securitatea votului, siguranța. Legat de votul prin corespondență, de care m-am ocupat în mod particular, trebuie să observ că, într-adevăr, nu poți să garantezi la modul absolut securitatea votului. În momentul în care ai trimis plicul de acasă, normal că ești cu familia și așa mai departe. Nu poate nimeni să verifice la modul absolut acest lucru. Dar vreau să subliniez faptul că votul prin corespondență cred că este necesar, nu cred că e un exercițiu eșuat. Evident, există necesitatea de îmbunătățire și am notat această chestiune legată de încărcarea birourilor care gestionează votul prin corespondență, care are o specificitate și deci necesită, e adevărat, la început erau, v-am spus, numai 9.000 de plicuri, din care au ajuns 5.000. Dar acum avem 12.000, avem 20.000, iar volumul de muncă pentru acești oameni care stau acolo în aceste birouri este mult mai mare. Și mi-au spus clar oameni care au stat acolo că le-a fost foarte greu acest efort din cauza volumului mare. Și atunci trebuie să reducem undeva la un 5.000, 7.000 mă gândeam inițial, dar cred că 5.000 e mai realist, astfel încât să nu fie supraîncărcat și să se ajungă la o stare de tensiune, existând și anumite episoade în care președinții de secție nu sunt bine pregătiți și riscă să dea peste cap desfășurarea corectă a procesului. Ca urmare, trebuie să ne uităm și la aceste chestiuni. Vreau să-l felicit pe Septimius și Expert Forum pentru rapoartele pe care le realizează. Cred că vom ține cont de ele în ceea ce înseamnă legiferarea, îmbunătățirea legislației, pentru că totdeauna există posibilitatea de a face îmbunătățiri. Și îmi doresc ca pe viitor, evident, vom discuta și despre votul electronic, dar ce îmi doresc în momentul de față este ca votul prin corespondență să-l îmbunătățim, să funcționeze cât mai bine, să înțeleagă cât mai mulți oameni cum funcționează el, ce înseamnă plicul interior, ce înseamnă plicul exterior, cum nu trebuie să bage certificatul de alegător în plicul greșit și așa mai departe. Adică să mergem pe chestiunea asta de informare, care e extrem de importantă, pentru ca să dăm încrederea omului că acest sistem de vot e viabil și că votul lui chiar ajunge la destinație. În acest sens, propunem un proiectul meu mai amplu, să există o platformă pe care să poată verifica alegătorul dacă votul lui chiar ajunge la destinație, un fel de trasabilitatea votului pe sistemul de curierat pe care îl cunoașteți, o parolă și un user, pe care să poți să urmărești, practic, să fii sigur că votul tău a ajuns. Și în discuții cu STS a rezultat, la vremea respectivă, că acest sistem poate fi asigurat de STS. Deci nu e o chestiune science fiction, ci poate fi realizată tehnic relativ ușor. Proiectul meu încă este în Parlament, este blocat, în această minunată comisie electorală, care, din păcate, nu are nici sediu, nici un secretariat, nimic în momentul de față. Deci trebuie mult accent pus pe această comisie comună, care nu ar trebui să se ocupe doar niște proiecte punctuale, ci să realizeze, într-adevăr, un cod electoral unitar, care să includă toate aceste modificări, așa cum au solicitat membrii societății civile de multă vreme. Deocamdată suntem într-o fază în care această comisie nu a mai funcționat de 6 luni și trebuie reluată, mai ales că știți foarte bine, există niște necesități interesante, precum alegerea primarilor în două tururi și nu doar, sunt mai multe corecții de făcut, se timpul foarte bine și evident că vom rămâne în acest dialog, în ideea de a îmbunătăți legislația electorală. Vă mulțumesc. Aș vrea să fac doar o completare la votul prin corespondență. Și acum se putea urmări dacă plicul ajunge înapoi. Și odată ce s-au închis secțiile, s-a terminat primirea plicurilor, automat a fost generat un mesaj care a fost transmis cetățeanului care a transmis plicul, cu mesajul dacă a ajuns sau cu mesajul că nu a fost nu a ajuns plicul la destinație, deci s-au ajuns și că se poate dreptat către o secție de votare cea mai apropiată pentru a-și exercita dreptul la vot. Cred că una din lecțiile ultimelor tururi de alegeri este și acela că pe sistemul legal existent se pot face foarte multe îmbunătățiri numai din managementul lui, adică din decizie administrativă, din administrarea lui cu bună credință,
ceea ce e o chestie care nu ține atât de nivelul tehnic al administrării, cât de guvernanța politică din momentul ăla, și lucrurile astea trebuie să le repetăm de fiecare dată, ca să văd ce mare diferență a făcut pe același sistem legislativ, modul cum s-a votat în diaspora. Bine, și cu extinderea perioadei, bineînțeles. Deci până să ne aruncăm la, nu știu ce, nave spațiale, să răsturnăm sistemul și să facem niște chestii care sunt cam contra trendului actual. Pentru că în momentul în care americanilor la convenție le pică telefoanele și platformele și în care principala discuție în ultimii doi ani în zona noastră este vulnerabilitatea sistemelor de vot, chiar clasice, la influențe, atacuri străine, de asta vorbește toată lumea, nu cred că e momentul să ne sofisticăm mai tare, ci să administrăm foarte bine ce avem, să creăm o stabilitate, să avem mai multe runde pe același sistem, ca să aibă lumea timpul să obișnuiască, să învețe procedurile astea noi, cum spunea și domnul Matei Dobrovie, deci ca să informezi lumea, trebuie să treacă niște, dacă le tot schimb la fiecare ciclu, nu o să apuce să învețe niciodată. Și cred că asta este esențial până la urmă, să avem o stabilitate a sistemului electoral. O altă mare problemă, dar iarăși nu ține de noi cei prezenți acum de față, este că deja votul în diaspora, în felul în care s-a dat el acum, a luat-o mult înaintea reprezentării parlamentare. Deci în momentul de față eu pot să-mi propun să facilitez și mai mulți, să aduc și mai mulți oameni, ei au venit deja foarte mulți. Problema este că vin ca să fie reprezentați de 7 ori mai puțin decât un votant din țară și atunci ei o să realizeze la un moment dat chestia asta. Și nu o să vină, adică e o limitare naturală. Eu, dacă aș fi în diaspora, n-aș fi foarte interesat să vin nici, să particip nici într-un vot electronic foarte ușor. Știind faptul că votez pentru 3 parlamentari, pe când dacă aș vota în țară, norma mea de reprezentare e mult mai mare. Iarăși, asta nu ține de nivelul tehnic al administrării, ci ține de o regândire a sistemului de la nivel politic. Dar trebuie să luăm în calcul chestiile astea. Degeaba fac OZN-uri, na, și votează lumea, dacă tot se vor strânge câteva milioane de voturi în diaspora pentru un singur om. Nu e chiar atât de relevant. Într-adevăr, se spunea aici despre reprezentarea diasporii. 700.000, cam 700.000 de români sunt înregistrați ca cetățeni români cu domiciliu în străinătate. Deci au practic acest statut și sunt înregistrați, deci măcar la acest număr dacă s-a raportat, și tot nu este norma de reprezentare pe care a stabilit-o, practic, legea, Constituția și așa mai departe. Dar ce vreau să spun aici, aici sunt două căi de a traversa, de a ocoli această barieră. Una este mărirea numărului de parlamentari, care s-a făcut acum prin ordonanță de la, mă rog, putem discuta dacă de la 2 senatori și 4 deputați să se ajungă la 4 senatori și 6 deputați sau 4 senatori și 8 deputați. E 4 plus 8. 8. Da, s-a dublat, practic. S-a dublat. Existau și alte propuneri ca să se ajungă la 10 deputați și 4 senatori, ceva de genul. Mă rog, lucrurile variază, dar mai există încă o cale pe lângă aceasta de a dubla, pur și simplu, numărul. Ținând cont de norma de reprezentare care e încălcată în mod flagrant, chiar raportat la numărul de cetățeni CRDS, mai există și varianta pe care am inclus-o în proiectul de vot prin corespondență, în care tu, dacă ai reședința în străinătate, dar domiciliu în țară, să poți să alegi, dacă votezi pentru circunscripția 43 diaspora, care s-ar putea să nu te avantajeze, pentru că ai acei 4 deputați, aveai acei 4 deputați și 2 senatori, sau pentru circunscripția ta din țară, dacă ai domiciliu în România, ești din Vaslui, păi votezi pentru, alegi să votezi pentru circunscripția din Vaslui, din corespondență. Deci, nu pentru cea 43 diaspora, ci pentru că ai domiciliu în Vaslui. Chiar dacă ai reședința la Milano sau la Roma sau așa mai departe. Asta a fost o chestiune pe care am introdus-o în proiectul meu, în ideea de a ocoli această barieră de reprezentare incorrectă a diasporii. Modalități ar exista. Problema este că aici, iară, trebuie să vezi în ce măsură aceste lucruri pot să treacă într-o perioadă dificilă. Dacă am fi comentarii sau întrebări sau completări. Dacă îmi permiteți. Sistemele acestea informatice nu sunt relativ simple. Înseamnă o muncă titanică de implementare
principiile sunt de asigurat transparență și trasabilitate a tot ceea ce se întâmplă în sistem, să fie verificate oricând și vizibilitate către cetățeni. Toate sistemele au fost construite să nu permită extragerea datelor sau un atac asupra acestora. N-am avut atacuri informatice care să afecteze rezultatul alegerilor. Nu s-a intrat în sistemele acestea. Sistemele au fost construite astfel încât să fie puse la dispoziția autorităților până la nivel de secție de votare, însemnând un sistem informatic, nu numai serverele, însemnând terminalele cu aplicația de pe terminale, pe care am adus-o la cunoștința operatorului de calculator și pe care i-am inscrit într-un număr foarte mare, însemnând sistemul de comunicație efectiv din toate secțiile de votare din România, a trebuit să aducem informații în serverele centrale. Deci trebuia să avem internet în aproximativ 5400 de locații din cele 18.748. Am instalat router, am instalat echipamente suplimentare pentru a îmbunătăți semnalul. Dacă un sistem pentru noi nu este sigur, nu ne asumăm dezvoltarea acestea. Ni se spune prin lege că trebuie să implementăm un sistem, vom lua toate măsurile astfel încât să ni-l asumăm cu adevărat și să funcționeze la parametri. Sistemele noastre nu au avut nicio problemă la alegerile prezidențiale, la alegerile europarlamentare, au fost implementate și funcționale, însă trebuie să subliniem de fiecare dată. Sistemul informatic de monitorizare a prezenței la vot este dublat în permanență de partea de documente scrise, de hârtii. Partea de SIGPV, de sistem informat de centralizare a datelor din procese verbale, nu face nimic altceva decât să dubleze documentele oficiale, procesele verbale din secția de votare. Sistemele nu sunt construite să interzică dreptul la vot cuiva, sistemele sunt construite astfel încât să vină în ajutorul și în sprijinul celor care iau decizii. Decizii în secția de votare, în birou electoral, electoral județean, la nivelul becului, deciziile se iau de oameni de investiți cu în momentul procesului electoral cu o anumită putere, iar sistemul vine să-l ajute în luarea acestor decizii. Documentele oficiale sunt cele, spre exemplu, pentru centralizarea rezultatelor alegerilor, sunt procesele verbale semnate de toți membrii biroului electoral al secției de votare. E documentul oficial. La acel document oficial care are parcursul său, se raportează sistemul. Sistemul trebuie să reflecte informațiile din acel document oficial. Dacă aceste informații se schimbă pe parcurs, cineva își asumă printr-un alt document oficial aceste informații, modificarea informațiilor. Și sistemele așa au funcționat. Am urmărit să existe trasabilitate. Orice modificare se vadă undeva. Trebuie să existe un document. Trebuia să fie un input și să preluăm un document de modificare. Am vrut vizibilitate pentru că toate activitățile de la procesul electoral trebuie să fie cunoscute de toți cetățenii României. Și sigure, sistemele au fost sigure, nu au fost atacate, nu au existat atacuri informatice asupra sistemelor ca să afecteze funcționarea acestora. Și, ca urmare, din punctul nostru de vedere, tot ce am construit, conform legislației și cerințelor operaționale folosite de colegii de la Autoritatea Electorală Permanentă, a funcționat foarte bine. Dacă îmi permiteți o singură observație, noi am avut un moment de alegeri prezidențiale în care un partid care a pierdut a acuzat un soft. Dacă ne amintesc bine, cred că prin, nu știu, sau la alegeri primare, în care cineva de la PTD a acuzat că softul a fost returnat și în spațiul plin românesc, eu așa mi-am amintesc, există această reticență față de e-guvernare și democrație digitală. Și răspunsul după care le primesc, sau pe care le-am primit și vă mulțumesc, au fost că nu suntem Estonia, pentru că există o excepție culturală în Estonia. Sau că nu putem analiza sau cripta legăturile, securiza legăturile potențialului votat electronic cu terminalele pe care le gestionați dumneavoastră. Dar eu rămân la ideea că noi rămânem început cu votul la corespondență. Adică România este o situație specială, iar 4 milioane de români plecați afară. Eu am înțeles, din punct de vedere tehnic, numai tehnic ne implicăm. Din punct de vedere tehnic ne-am dat, am acordat suport pentru toți cei care au venit și am venit cu propuneri și noi. Cei care au venit cu propuneri legislative. Ne-am spus punctul de vedere, în momentul de față, aceste
acest sistem noi ducem nu până la nivel de cetățean, îl ducem până la nivel de entitate constituită pe baza legii electorale, adică până la nivel de secție de votare. Se pot dezvolta probabil multe alte sisteme. Deocamdată noi conform legii pe acestea le dezvoltăm. Dacă sunt alte propuneri, avem deschidere pentru orice sistem informatic. Există și alte țări care au avut milioane de locuitori în cazilor, de exemplu America, care folosește un sistem de vot prin corespondență. Prin corespondență, pentru marea majoritate cetățenilor, tocmai pentru că e considerat prea important ca să votul, e considerat prea important ca să ca să riști în orice fel. Bun, eu aș propune să ne îndepărtăm cu discuția despre votul prin internet, că nu cred că anul 2020 ne va duce și în momentul ăsta cred că avem alte priorități. Doar atât aș vrea să adaug că... Nu, este un subiect care, într-adevăr, v-am zis și în Parlament, deci sunt parlamentarii s-au gândit de mult la această posibilitatea de a dezvolta acest sistem alternativ de vot, pentru că trebuie să întotdeauna să ținem cont că toate acestea sunt sisteme alternative. Deci, de bază rămâne acea secție de votare unde eu pot să intru fără să se creeze nicio presiune asupra mea, pentru că sunt în siguranță jandarmul afară, oamenii, membrii secției de votare sunt acolo, președintele care veghează și eu pot să intru fără să fiu într-un fel influențat sau constrâns să pun șampila pe o foaie de hârtie. Deci acesta este acolo, în secția de votare omul se simte cel mai în siguranță și acolo statul poate să securizeze cel mai bine această capacitate. Exact cum a zis și domnul deputat Dobrovie, și la votul de corespondență e familia, toată lumea se uită acolo, statul nu poate să se uită dacă ce se întâmplă. Dar este dreptul lui și este o metodă alternativă de a vota și trebuie respectat acest, până la urmă, cetățeanul și asumă această metodă de a vota prin faptul că s-a înregistrat să poată să voteze prin corespondență. Aș vrea totuși să completez aici cu colegii de la STS. Într-adevăr, și ne-au ajutat foarte mult pe aceste sisteme. Am discutat despre posibilitatea începerii unui sistem din acest electronic. Trebuie întâi, exact cum am discutat și a spus și domnul deputat, AEP intenționează ca în viitorul apropiat, cândva să încercăm pilotarea unui asemenea sistem, să vedem exact cum funcționează. Pentru că numai prin pilotare putem să vedem ce vulnerabilități sunt, ca să... Și referendum, după referendum, exact cum sunt testele pentru vaccinuri. Facem o dată pe un referendum, după aceea la alegeri locale, pe o circumscripție. Deci încercăm și dezvoltând, vedem care sunt vulnerabilitățile, ulterior reușind să dacă totul va decurge cum trebuie și suntem absolut siguri că dumneavoastră, eu nu o să pot să aflu cu cine ați votat dumneavoastră și dacă ați votat sau nu ați votat, atunci o să-l implementăm, cu siguranță. Să știți că și sistemele acestea, care din punctul nostru de vedere sunt funcționale, au fost testate prima dată, au fost testate în București, în sectorul 4, în Hunedoara, 2010, Neamț și Maramureș simultan. Deci sistemul acesta nu a apărut dintr-o dată. A fost testat și îmbunătățit continuu prin dialog între Autoritatea Electorală Permanentă, STS și celelalte autorități implicate. Aș merge un pic, aș încheia un pic discuția despre subiectul ăsta. Doar un comentariu legat de SIMPV. Noi credem că cel puțin din datele pe care avem noi din monitorizări, asta este ceea și din discuții cu dumneavoastră și cu alți interlocutori, credem că SIPV a contribuit la creșterea încrederii în procesul electoral. Evident, tot timpul va exista oarecare reticență față de ceea ce înseamnă sistem electronic, ce se întâmplă acolo, că ne fură voturile, că chestiuni de genul acesta o să auzim tot timpul. Avem și o comisie care încă investighează, n-am văzut încă rezultatul. Noi am și fost cu raportul alături de colegii de la Fiecare Vot, alături de Maria, am fost la comisia respectivă și
Am arătat că din perspectiva noastră a fost vorba de înțelegere umană, nu de, de o eroare a sistemului, dar cred că alegerile arăta mult mai rău fără SIMPV. Adică, evident, lucrurile pot fi tot timpul făcute mai bine, dar credem că la modul la care arată SIMPV și publicarea datelor, verificarea corelațiilor, toate aceste lucruri contribuie foarte mult la încrederea, la creșterea transparenței procesului. Și practic să ai acces în timp real, să poți să-ți verifici tu în secție dacă ți-a ieșit bine, dacă ți-a ieșit bine cheia de control. Da, poate trebuie să mai lucrăm un pic la încrederea în generală a cetățenilor în sistemul electoral și poate asta e în sistemul de, în procesul electoral. Și asta poate e treaba a noastră tuturor. Dar noi credem că SIMPV-ul este o evoluție semnificativă și trebuie să continuăm să-l avem în cadrul procesului electoral. Dacă mai sunt comentarii pe alte subiecte, am vorbit foarte mult de tehnologie, dar nu știu, poate legat de finanțare, poate... Bună ziua! Sunt Constantin Rada, directorul general al Departamentului de Control al Finanțării Partidelor Politice și a Campaniilor Electorale de la Autoritatea Electorală Permanentă. Evident, cum și în prezentarea făcută, partea de finanțare este o latură extrem de importantă a vieții politice. Dacă partidele politice constituie elementul fundamental în democrație, evident că și finanțarea, pentru a crea egalitate de șanse, pentru a crea transparență și a ne încadra în principiile care stau la baza finanțării în toate țările democratice, respectiv legalitate, transparență, independență față de finanțatori, integritatea procesului electoral și în România trebuie respectate aceste principii. Și noi am făcut pași uriași în acest domeniu. De ce spun asta? Pentru că Autoritatea Electorală Permanentă a reușit în anul 2019 să facă verificare de legalitate la toate partidele politice înscrise în Registrul Partidelor Politice, respectiv la 140 de partide politice și nu vă ascund faptul că din 140-130 au fost sancționate, sigur, contravențional, cu avertisment sau amendă și complementar cu confiscarea unor sume folosite ilegal. E un element extrem de important legat și de prezentarea pe care ați făcut-o dumneavoastră, în care recomandările GRECO sunt de a crește, de a spori sancțiunile, cuantumul sancțiunilor contravenționale. Sigur că creșterea cuantumului contravenției poate fi un element care în ecuația de a spori caracterul disuasiv al contravenției respectiv, de a descuraja tentația de a încălca legea, poate fi determinantă, dar nu este singura modalitate. Din punctul nostru de vedere și domnul președinte Mitureț, președinte Autorității Electorale Permanente, a pus un mare accent pe partea de prevenție, îndrumare și monitorizare. Fapt pentru care, începând din martie 2019, a fost înființată în cadrul departamentului o direcție de îndrumare, de prevenție, îndrumare și monitorizare, care și-a văzut efectele. Ce facem? De altfel, pentru toate obligațiile prevăzute în lege, de raportări, de publicări în monitorul oficial, de a asigura transparență, purtăm legătura permanent cu partidele politice, le informăm și le atenționăm, ca anumite termene, de a raporta, de pildă, pe 30 aprilie trebuie să raporteze, să trimite raportul detaliat al veniturilor și cheltuielilor pentru activitatea curentă. Trebuie să trimite situațiile financiare, trebuie să publice monitorul oficial donatorii care au peste 10 salarii, cuantumul cotizațiilor, cuantumul veniturilor din alte surse. Și atunci, sigur că făcând aceste verificări permanente și în timp real, eliminăm posibilitatea, asigurăm în primul rând transparența și chiar aș vrea să intrați pe site-ul nostru să vedeți că am pus inclusiv din urmă, din anii precedenți, pe site am pus situația veniturilor și cheltuielilor partidelor politice. Se observă prin acest tratament, prin această modalitate de prevenție, facem și îndrumare. De altfel, mergem la asigurăm cu reprezentanți toate partidele politice pe care le-am trimis adresa în acest sens să ne invite la instruirile, la întâlnirile pe care au cu reprezentanții financiari. Personal am participat la un partid politic, la aceste dezbateri pe care... De ce? Pentru a lămuri anumite lucruri.
Am fost surprins când reprezentantul financiar de la acest partid politic folosea formula AEP-ul nu ne dă voie să facem aceste cheltuieli. De ce am fost surprins? Pentru că nu AEP-ul nu ne dă voie. AEP-ul urmărește, ar trebui ca reprezentanții partidele politice să nu-și dea singure voie să facă decât ceea ce este legal. Noi decât urmărim. Este un aspect de abordare pe care încercăm să-l aplicăm pentru toate partidele politice. Aceasta pentru activitatea curentă. Vreau să vă spun că, datorită faptului că partidele politice se înregistrează cu 3 membri, a crescut spectaculos numărul partidelor politice și o să vedem că pe alegerile locale, dacă undeva la până în 50 de milioane au fost veniturile și cheltuielile în 2016, estimăm că în 2020 să avem venituri și cheltuieli de 200 de milioane. A crescut spectaculos subvenția de la bugetul de stat pe activitatea curentă, de pildă, dacă între anii 2008-2014 era undeva la 6 milioane pe an, a ajuns la 269 de milioane în 2019, va scădea prin legea bugetului cu circa 30%, undeva la 181 de milioane. Dar finanțarea de la bugetul de stat este asigurată și prin rambursare, crescând numărul partidelor politice. Să vă dau un exemplu. Dacă la alegerile locale din 2016 am avut 84 de partide politice, 60 de formațiuni politice, 69 au participat la alegeri, acum sunt circa 200 de partide politice, cu siguranță că vreo 160-70 vor participa la alegeri. Va crește, estimăm undeva la 200 de milioane suma pe alegerile locale. În această creșterea veniturilor și cheltuielilor pe campaniile electorale și pentru departamentul nostru că crește activitatea, pentru că nu vă ascund faptul că partidele politice, mai ales partidele mari, vin cu camionul de documente la noi după campanie, și pentru că fiecare județ are undeva în jur de 10 bibliorafturi, la 50 de organizări cu sediu central, imaginați-vă cât înseamnă volumul de activitate. Dar și în aceste condiții am reușit, și spre fericirea noastră și a partidelor politice, să facem verificările în timpul prevăzut de lege și să rambursăm cheltuielile care au fost validate ca și legale, să le rambursăm în timpul prevăzut de lege. Sigur că problematica este diversă. Una dintre recomandări era și aceea de a ca donații de peste 10 salarii să fie virate numai prin bancă. Este evident că a crescut de la elaborarea, prevederea legală cu 10 salarii, unde salariul minim era mult mai mic. Acum salariul minim e 2230, mulțit cu 10 salarii, e o sumă foarte mare. Și noi am făcut și încercăm să, chiar la 2 salarii am făcut propunerea, sperăm să și treacă. Deci personal chiar mi-aș dori toate sumele să fie virate numai prin bancă. Nu văd de ce, dar sigur au fost aspecte de ordin, știu, poate obiectiv, că anumite persoane nu au cont, nu pot, dar personal chiar aș merge pe toată, nu văd un impediment ca orice donator, dacă intenționează să facă donație, poate să meargă să depună la bancă sau și nu la casieria partidului aceste sume. Deci, cum vă spuneam, creșterea veniturilor și cheltuielilor pe campaniile electorale au ca variabilă atât numărul partidelor politice, cât și creșterea salariului minim. Pentru că foarte multe se raportează la salariul minim și atunci volumul atât al veniturilor cât și al cheltuielilor, în 4 ani de zile, pe un ciclu electoral de 4 ani de zile, a crescut de circa 4 ori. Voi încheia prin aceea a vă spune că departamentul de control pe parte de finanțare va acționa, cum spuneam, pe cele două componente, atât pe parte de prevenție, îndrumare și monitorizare, cât și pe parte de verificare și control. Cu cât noi suntem mai prezenți în viața partidelor și a competitorilor electorali, cu atât vor scădea sau va scădea tentația și chiar efectiv încălcarea legii pe segmentul finanțării partidelor politice. Vă mulțumesc! Mulțumim! Ne bucurăm să auzim vești bune, că
există propunerea legislativă. Să înțeleg că acum există un proiect de propunere legat de donații și... Da, totul până anul ăsta erau două salarii. Ok, știu că a existat una în Parlament și pentru o propunere, dar cred, pentru un salariu, dar cred că a fost respinsă, dacă nu mă înșel. Bun, cred că mai avem timp de unul, două comentarii cel mult, dacă... Vreau să fac un comentariu legat de ceea ce numim stabilitate legislativă. Eu cred că asta este problema principală a alegerilor din România. Faptul că noi tot timpul știm că în legislație electorală avem puncte care fie sunt în neconcordanță cu alte legi electorale, fie că sunt în neconcordanță cu alte legi în alte domenii. Dau un exemplu, protecția datelor cu caracter personal și așa mai departe. E, și ne-am obișnuit ca să lăsăm lucrurile să stea așa, adică să știm că avem, să spunem, o lege a referendumului, o să o decur care nu se mai pot aplica dacă mâine avem un referendum, și să le corectăm în ajunul alegerilor printr-o ordonanță de urgență. Mie lucrul ăsta nu mi se pare deloc în regulă. Mi se pare o încălcare a unui principiu al statului de drept, anume acela că Parlamentul face legile și Guvernul guvernează după legile pe care le face Parlamentul. Noi acum, practic, avem, cred că, mai multe reglementări electorale care au apărut prin ordonanțe de urgență decât prin legi votate în Parlament. Și mă întreb cum ar putea fi rezolvată situația asta. Eu cred că una din funcțiile autorității electorale permanente, așa cum ea se asigură că în permanență poate organiza alegerile din punctul de vedere al personalului de experți electorali, capacității de implementare a sistemului informatice și așa mai departe, să fie obligată ca în permanență să se asigure că are un cadru legislativ care să poată fi asigurat, care să poată fi aplicat dacă mâine am avea alegeri. Cu alte cuvinte, eu cred că autoritatea electorală permanentă ar trebui ca ori de câte ori constată că o anumită prevedere a legislației electorale trebuie modificată. Și nu vorbesc neapărat pentru că așa e mai bine, ci pentru că tehnic nu se poate altfel. Să aibă capacitatea de a sesiza imediat permanent cu o propunere Parlamentului. Și Parlamentul să, prin Comisia Electorală, prin Comisia pentru Legislație Electorală, care ar trebui să funcționeze de adevăratele, nu să fie o abstracție cum este în momentul de față, să corecteze lucrurile în timp real. Cu alte cuvinte, să nu mai avem nevoie să corectăm legislația electorală în ajunul fiecărui scrutin, ci să facă treaba asta așa cum este normal, Parlamentul din timp. Bună ziua! Ziua, mă numesc Cristian Leacu, mă ocup de legislații din partea autorității electorale permanente. Două remarci aș dori să fac referitor la mențiunile expuse de domnul, de antevorbitorul meu. Una ar fi că după fiecare scrutin autoritatea electorală permanentă prin departamentul pe care o coordonează elaborează un raport privind organizarea și desfășurarea scrutinului respectiv, prin care arată inclusiv incongruențe legislative, irregularități de acest gen și face și propuneri de modificare. Ele sunt înaintate Parlamentului în termen de 3 luni de la data scrutinului. De obicei, acele rapoarte conțin toate aceste informații. Iar, pe de altă parte, aș mai spune și
ca un fapt divers, chestiunea următoare. Undeva în 2017, la începutul anului 2017, noi am făcut propuneri privind organizarea alegerilor parlamentare și prezidențiale, ca să spun așa. În urmă, trebuie să ajungem la ordonanță de urgență în 2019. Și cu asta, cred că aș încheia cam tot ce am avut de zis. Dar chestia de instituționalizată. Este instituționalizată, avem competența legală să facem asta și chiar o facem. Nu știu dacă pe problema e neapărat la capătul nostru. Nu e, nu e. Nu e amicis. Ok. Mulțumim mult în această notă pozitivă. Oricum, cred că repet ceea ce am zis la început și o recomandare care se găsește în rapoartele fiecare vot de ceva ani, și anume codul electoral. Adică am asistat la tot felul de discuții, știu că a fost un proiect care fusese scris și acum am oarecum cred că mai e valabil la ce există în momentul ăsta în legislație, trebuie rescris de la zero. Dar cred că, având în vedere că avem o pauză de 3 ani, cred că ar trebui să profităm de pauza asta de plin și în 2024 chiar să avem un cod care să fie unificat și să reducem din toate aceste, nu știu, hotărâri, legi, să încercăm să avem niște reguli mai clare, pentru că vă dau și exemplul nostru, care scrie manuale pentru observatori, ținem training de fiecare dată și ne mai întrebăm și noi câteodată, zi, astea, la parlament, la prezidențiale cum era, la parlamentare cum era, dar la asta ai voie să faci nu știu ce. Adică, și mă rog, nu mă gândesc neapărat la noi ca la observator, dar și la persoanele care sunt implicate în organizarea procesului electoral. Și chiar am fost la un training la sectorul 3 și... mă rog, erau niște președinți de secții de votare, training organizat pentru președinții secțiilor de votare, care toți ziceau, da, dar lasă, domnule, că au fost și la alegerile trecute. Și, păi da, dar la alegerile trecute era altcumva, nu era ca acum. Sau, lasă, că știm noi cu procesul verbal, că așa era și la trecută. Păi nu era chiar așa. Și credem că asta ar trebui să fie, trecând pe lângă toate chestiunile tehnice despre care am vorbit, dar cred că, cumva, unificarea legislației rămâne esența lucrurilor care ar trebui să se întâmple până în 2024. Aș propune să încheiem aici. Vă mulțumesc mult încă o dată tuturor celor care s-au participat. Mulțumesc instituțiilor care, reprezentanților instituțiilor care ne-au ajutat pe parcursul procesului de observare și care a fost astăzi prezent aici. Ceea ce ați văzut astăzi nu este mai efortul nostru. Sunt mulți oameni care au fost implicați în procesul de observare. Ați văzut doar o părticică aici astăzi, dar noi o să continuăm să observăm alegerile, cel mai probabil ne vedeți și la locale, o să ne vedeți și la parlamentare, sub forma fiecare vot și toate, începem și rapoartele și concluziile preliminare pe care le-am lăsat după fiecare tur le găsesc pe site-ul nostru, fie pe fiecarevot.ro, fie pe expertforum.ro. Mulțumesc încă o dată și să avem alegeri ușoare!